La finalul săptămânii, 23-25 aprilie, este posibil o scădere de temperatură, însă după 26 aprilie sunt prognozate medii ale maximelor apropiate de normalul climatologic al perioadei, care la nivelul regiunii vor înregistra o medie în creștere treptată spre 20 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 4-5 grade în primele zile ale intervalului, însă în jurul datei de 25 aprilie sunt estimate valori apropiate de limita de îngheț, 1-2 grade. În a doua săptămână de prognoză sunt anunțate minime în limite normale pentru această perioadă în medie 6-8 grade. Probabilitatea pentru precipitații izolat mai însemnate cantitativ va fi mai ridicată spre finalul lunii aprilie în zilele de 27 și 28 și începutul lunii mai.